La banchetul anual prin care se serba aniversarea înființării societății Junina, scria ea cu micuții în amintiri din Junina, secretarul Perpetu, acela era eu, avea obiceiul să ție un discurs glumeț care începea totdeauna cu următoarele cuvinte. Originea Juninii se pierde în noaptea timpurilor. Mulți membri ai Juninii cred că societatea lor datează din toamna anului 1863. Însă aceasta nu poate fi continuat de cruții. De vreme ce eu, unul dintre cei cinci fondatori, m-am întors din străinătate în Iași după săvârșirea studiilor în seara de 25 octombrie 1863. Iar Titu Maiorescu, altul dintre fondatori, plecase cu o zi înainte din Iași la Berlin. Și amândoi ne-am înfuceșat în drum la Botoșani, unde petrecură noaptea în același han, fără să ne facem cunoștință și fără măcar să ne întrevedem. Oricum ar fi, în acea seară, apreciază viitorul șef al foii juniniste, se poate zice că a fost întâia ședință a juninii, fără ca cei prezenți să se fi gândit încă la înființarea unei societăți. Ia o mâncruție! Formarea, structurarea principatelor și a României, Marii Românii. Vom începe prin acordarea primului pentru reviste literare. Rugăm pe Marius Chiaraj să spună câteva cuvinte despre revista publică. Iașiul este un oraș frumos și pentru că știe să aducă pe lume reviste care fac istorie, care fac cultură, care fac literatură. Anul acesta, o revistă mai tenerică, sigur nu putem, nu se poate compara cu Juna Convorbe Literare, și a sărbătorit 45 plus 5 ani de existență. Dar de când a apărut, a reușit să adune alături de nume consacrate, de nume cunoscute, foarte tine pondere, care la rândul lor, în timp, au devenit și ei cunoscuți și apreciați, nu numai de publicul ieșat. În scurte cuvinte, investim cu încrederea noastră în revista Cronica Veche, o revistă nouă, cum își spune ea, având încredere că va continua să-și construiască personalitatea așa cum a început. Îl invităm pe Nicolae Panainte, redactorul șef. Nicolae Panainte este redactorul șef la revistei Cronica Veche.
îmi dai voie să acord această viză Schengen. Și o clasă. Cred că o să iau o clasă. S-au obișnuit. Da. S-a păstrat discreție totală. Ea se realizează acum, azi dimineața, seara, la Cotnari, Marius Chelaru, mi-a spus Nicolae, te rog, în seara să fii la Verde. Cum de tot? La grădina Pomul Verde, în fața teatrului, și nu. La Sala Verde. Și acum realizez de ce. Mulțumesc echipei Concordiei Literare pentru premiul acordat. Tuturor colegilor care au făcut o inspirată alegere. Domnul George Mutrescu de la Satul Mare. Da, sigur. Este o onoare pentru noi să facem această ediție. Felicitări cu azi. Și peste 20 de ani urmează 20 de ani. Mulțumesc Iașului. Sigur că revista Poezii s-a ajuns la numărul 300, 26 de ani. Acum văd că este distinsă Ana Vladiana, care a fost în Pasatul Mare de mai multe ori și la noi. Vreau să vă spun că primii scriitori care au făcut să iasă revista Poezii, în afară de granițele județului Satul Mare, fost scriitorii din Iași. Alături de mine, de la Celu Dorian, primul scriitor moldovean pe care l-am întâlnit, apoi Daniel Corbu, Lucian Vasiliu, care mi l-a dus, pe Mihai Usachi, pe Cezar Ivănescu și pe alți scriitori, până la cei de astăzi, de la Concordiei Literare, deci Poezii s-a împlinit datorită Iașului. Sigur că eu fac parte, domnule primar, deci din filiala de la Cluj, care se zbate și ea pentru capitala europeană, nu voi fi prefăcut și voi spune că cel care a fost alături de mine și m-a învățat să fiu artenean este Nicolae Treban, academicianul din această seară, care a vorbit frumos și despre mine, așa că voi fi alături de cei buni. Mulțumesc pentru această distinție care mă onorează. Mulțumesc, Mătorescu. Următorul titlu de ambasador cultural se acordă prietenul nostru, Cristian Schenk, din Germania. Plasa Moldovei. Este o plasă.